Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne împreună în studioul Capital TV. Astăzi l-am invitat în studioul nostru pe domnul Gabriel Ilieș, care este membru USR. Bună ziua, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, domnule Simion, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, telespectatorilor. Domnule Ilieș, noastră, pe lângă faptul că sunteți membru USR, de câteva zile sunteți cu candidatură validată la pentru postul de pentru fotoliu de primar, ca să spunem așa, al municipiului Deva. Da, sunt candidatul susținut de Uniunea Salvați România pentru postul de primar la Deva. Bun. Cine sunteți dumneavoastră, de fapt? De unde ați apărut? Și ce căutați în politica hunedoreană? Sunt devean, născut la Hunedoara, dar crescut în Deva. De 21 de ani lucrez în învățământ. Sunt profesorul consilier școlar de la Șaguna. Am o licență în psihologie, un master în management. Psihologul școlar de la școala gimnazială Andrei Șaguna din Deva. Așa, deci sunteți și psiholog pe deasupra. Da, am o licență în psihologie, un master în management educațional. Multe formări în domeniul educației. Formarea care, să spun, m-a marcat este o formare pe zona învățării sociale și emoționale. Sunt unul dintre formatorii naționali ai celui mai folosit program de învățare și socială și emoțională la nivel mondial. Și în ultimii 21 de ani, asta am făcut, m-am ocupat de educație. În ultimii 21 de ani? De ce 21 de ani. Nu spuneți? Am 45 de ani. A, mulți înainte. Mulțumesc la fel. Deci, de tânăr ați început chestia asta cu, eu știu, training-ul în educație, ca să spun așa, și... Asta am făcut până acum și dacă aveam discuția anul trecut pe vremea aceasta, nici nu mă gândeam că mă voi activa și politic. În politică am intrat doar de la începutul acestui an, în mod activ, și iată-mă astăzi candidatul de USR-ului. Candidat pentru primăria Deva, pentru fotoliul de primar. Bun, am stat 5 minute cu dumneavoastră în biroul meu înainte de a intra în emisiune, pentru că ați venit cu ceva, dar despre acel ceva vom vorbi la momentul potrivit. Și m-am uitat așa interesant, zic, ce faceți cu chestia aia? Vă arăt eu în emisiune, bun, o să mă arătați. Dar vă simt un pic cu emoții acum. În cele 5 minute în care mi-ați povestit, ați fost foarte, cu un debit verbal foarte puternic și așa mai departe, pentru că îmi vorbeați despre învățământ. Și acum, eu nu înțeleg, în birou mi-ați povestit despre învățământ, despre copii, despre tot felul de lucruri, și acum v-am pus pe fotoliu cu Ghim și îmi povestiți de primarul municipiului Deva, care vreți dumneavoastră să fiți. Și stau și vă întreb, ce are, domnule, primăria cu învățământul, cu toate astea? Adică dacă sunteți atât de pasionat de învățământ și de lucrurile astea, ce vreți la primărie? Este o legătură foarte puternică. Pentru că învățământul are o dublă finanțare. O parte vine de la bugetul de stat și o parte vine din bugetul comunităților locale. Motivul care a stat în spatele deciziei mele de a intra în politică este tocmai acesta. Pentru că suntem într-un sistem de învățământ, știm cu toții că de mulți ani de zile este subfinanțat. Avem o lege încă din 2011 prin care ar trebui alocat 6% din PIB pentru educație, lege care nu a fost respectată niciodată. Bun. Și? Și de ce am venit eu să candidez ca și primar? Adică, pentru legea n-a fost, nu știu ce. Pentru că am o viziune pentru școlile din Deva, o viziune care are nevoie de finanțare. Și finanțarea va fi una locală. Ziceți noastră? Sunt convins. Păi bun. Și ce ar trebui făcut în cadrul acestei finanțări? Adică ce, nu sunt suficient de finanțate școlile în momentul ăsta în Deva, din punctul nostru de vedere? La fel ca și în mai toată țara, școlile nu sunt suficient finanțate. Chiar dacă unele școli din Deva au beneficiat de proiecte de reabilitare și au clădiri frumoase, pentru alte școli sunt proiecte care sunt în derulare chiar acum, pe fonduri europene,
care vor beneficia și ele de, de reabilitări. Și este foarte bine că lucrurile se întâmplă așa. În viziunea mea, aceasta nu este suficient. În afară de reabilitarea clădirilor, mai este nevoie și de o dotare extrem de bună a școlilor, din punct de vedere al materialului didactic. E, și acolo, deja, lucrurile nu mai sunt atât de grozave. Dar de ce, domnul Ilieș, că aveți ceva în comun cu directorul de la colegiul... Da, am ceva în comun, pasiunea pentru voluntariat. A, deci numele este doar o coincidență. Am înțeles. Bun, și atunci, de ce spuneți dumneavoastră că nu sunt suficient de dotate? Că uite, a dat elevi buni la un moment dat, care au mers la colegii și așa mai departe. Asta Deva are elevi foarte buni, nu buni. Mulți dintre elevii Devei, după ce și-au finalizat studiile în învățământul preuniversitar în orașul nostru, au ajuns la universități de top și ne mândrim cu lucrul acesta. Avem mulți olimpici, drept dovadă că în fiecare an administrația locală sau cea a Consiliului Județean premiază acești elevi, dar cu toate acestea, lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie. Cunosc eforturile pe care le fac mulți dintre colegii mei ca să facă activități extraordinare cu elevii și să depășească aceste neajunsuri materiale. Cunosc eforturile pe care le fac asociațiile de părinți ca să ajute financiar activitatea didactică și toate astea pentru că învățământul este subfinanțat. Corect sau nu, asociațiile de părinți au posibilitatea să se implice. Un alter tip cu un tertip din punctul meu de vedere legal care substituie fondul clasei. Este vechiul fondul clasei. Efect al subfinanțării. Este un efect al prostiei românului. Cu toții suntem părinți și ne dorim ca ai noștri copii să aibă parte de tot ce e mai bun. Și atunci... legea? Învățământul este gratuit și obligatoriu. Fiecare părinte știe cât ne costă învățământul gratuit din România. Păi de ce se întâmplă lucrul ăsta? Subfinanțare. De ce e subfinanțat? Asta este o întrebare foarte bună. Eu cred că este subfinanțat pentru că educația nu, la nivelul administrației centrale, dar și la nivelul guvernelor, nu a reprezentat cu adevărat o prioritate, așa cum ea este proclamată de mult timp. Cunoaștem cu toții pactul pentru educație, cunoaștem cu toții banii în schimbul calității și bla, toată... bla, bla. Dacă privim sălile de clasă, sunt de acord că a fost bla, bla, bla. Deci haideți să vă spun de ce nu sunt eu de acord cu chestia asta. Eu apreciez efortul profesorilor care spun că învățământul este... Avem profesori minunați în Deva, să știți, și cu rezultate foarte bune. Da, vine asociația de părinți, da, de regulă ciclul e cam 4 ani, nu? 1, 4, 5, 8... 9-12. Primar, gimnazial, liceal. Acum, în 1-4 rămân aceiași copii, în 5-8 se mai schimbă între ei, 9-12 rămân cam tot aceiași. Vine asociația de părinți, în 5-8 cumpără videoproiector, alimentează fântâna aia, la fântâna din apa de băut, mai cumpără niște bănci, punem și draperii la clasă, ce se mai pune? Să pun cretă și toate chestiile astea. La întrebarea se pune după ăia 4 ani ce face? Vine asociația de părinți și ia videoproiectorul. Că ei își ia videoproiectorul acasă, își ia banca acasă, își ia scaunul acasă. Până la urmă vorbim din punct de vedere pecuniar de un efort pe care părinții îl fac, fie că își permit, fie că nu își permit. Da? Și mai e o chestie, în asociația aia de părinți, din punctul meu de vedere, câți elevi are o clasă acum? 25. Din cei 25, poate există 4 părinți care nu își permit să cotizeze la asociația de părinți. Copiii aia ce fac săraci? Nu se uită la videoproiector? Nu li se schimbă scaunul? Nu li se pune banca? Nu beau din apa de acolo? Mă bucur că ați ridicat aceste probleme. Vedeți, de asta sunt eu aici. Lucrurile se pot întâmpla bani și într-un alt fel. Bani de vine copilul la școală, vine profesorul,
La un moment dat m-am enervat, că am și eu doi copii, v-am povestit, unul de 17, o viță de 12. Profesorii au deprins moda testelor, adică nu e moda testelor, se dau teste, dar vin cu foaia. Și 20 de bani pentru Xerox. Dar stai mă, nene, eu am ajuns să-ți plătesc ție într-o școală în care învățământul este obligatoriu și gratuit, să-ți dau 20 de bani ca să dau test? Și dacă nu-ți dau 20 de bani, ce se întâmplă? Nu dau test? Cu siguranță că vor da testul. Mă bucur că ați spus dumneavoastră. Înțelegeți și... Înțelegeți ideea? Păi și dacă vor da testul, ne dăm 20 de bani. Prin puterea exemplului și ceilalți să nu-i dați-mi voie să vă explică să poate și altfel. Mă bucur că dumneavoastră ați adus în discuție aceste lucruri. Asta se întâmplă pentru că învățământul este subfinanțat. Dar lucrurile se pot întâmpla și într-un alt fel. Împreună cu echipa de consilieri am făcut acum 2 săptămâni o vizită la Ciugud. Am stat de vorbă cu domnul primar de acolo și am vizitat școala din Ciugud. Așa. Ei nu trebuie să dea cei 20 de bani pe care îi spuneți dumneavoastră, pentru că administrația locală s-a implicat, a investit și a construit pentru copiii de acolo o școală smart. Ciugudul nu e în Elveția, este aici, la 50 de kilometri nord-est de noi. Acolo s-a putut și eu am convingerea că și în Deva se poate. Atunci când mă refer la materialul didactic, mă refer la asta pentru că este momentul să se termine cu subfinanțarea și este momentul să venim în anul 2020 și să avem cu ce să oferim elevilor experiențe de învățare captivante, să vorbim aceeași limbă cu ei. Vorbim de o generație digitalizată, vorbim de o generație care s-a născut cu telefonul, cu tableta, cu laptopul și este timpul să ne adresăm și noi lor folosind tehnologia. Am adus în emisiune acea geantă despre care ați spus la început. Este așa. Un laborator o văd în stânga, e fiul dumneavoastră acolo. Da, o să rog să pregătească căștile virtuale, că vă provoc să facem un experiment în timpul emisiunii. Sper că nu puteți nimic, nu? Nu e pericol. Stați liniștit, totul este... Vă cere televiziunea, da, una. Ok, totul este, totul este sigur, inclusiv căștile au fost dezinfectate înainte. Ok. Este o componentă a școlii smart, pe care noi USR, deci ce vă pregătiți Deva, să ne arătați? Niște căști VR? Niște căști de realitate virtuală pe care... Le-ați văzut și la Ciugud astea? Le-am testat acolo, pe care elevii din Ciugud le folosesc în timpul orelor. Și o să vă explic cum funcționează. O să rog pe Călin să mă ajute cu o cască. Da, mi se și pasează o cască și o planșă. De exemplu. O planșă. Așa. Am nevoie și de cub. Da, prima dată veți avea nevoie de o planșă aici. Și pe urmă și de cub. O să vă rog să vă așezați pe capcasca. Bun, e prima oară când facem chestia asta într-o emisiune TV. Aveți aici pe această planșă... Nu mai văd nimic decât ceea ce scrie pe... Așa, am o trebuie planșă. Trebuie pornită, da? Văd, un great white shark. Ok, veți pune camera căștii pe acest cod QR. Numai puțin, Călin îmi spune, nu este pornită? Da, trebuie să apăsați acest buton. Vă rog. Așa. Deci, cum se poate învăța? Nu? E o chestie cât se poate de interesantă. 2 secunde să se conecteze. Dă-mi, te rog, una conectată. Asta ai pus-o pe rechini. Dă-mi pentru inimă. Aveți una cu inimă, o punem și pe asta aici, da? Ok, o să o folosim și pe aceea, Călin a pregătit altceva. Îmi arătați niște planșe aici. Imediat le conectează. Și ce se întâmplă? Și ce facem aici? De exemplu, la clasa 7-a, da? În timpul orei de anatomie, atunci când învățăm despre sistemul circular și vorbim despre inimă, cu ajutorul acestor cărți virtuale, timp de 5 minute, să zicem, folosite în timpul orei, elevul are posibilitatea să vizualizeze în format 3D inima umană, folosind acest cod. Adică erau planșele acelea de la biologie sau de la unde era inima și... Doar că de data acestea sunt... Le puneau să desenăm la școală. Acum nu le mai desenăm, acum le vizualizăm în format 3D.
Și asta asigură pentru elev o altă experiență de învățare care este mai atractivă, mai captivantă și care folosește tehnologia cu care elevul este folosită. E foarte tare, foarte interesant. E gata, da? Gata? Ok. Și ceva, te mai trebuie pornită sau o pun direct? Nu, acum o puneți direct și citiți acest cod QR de pe planșă. Și ce trebuie să fac? Să mă uit aici? Da, unde, aici? Cu camera veți vizualiza acel cod. Așa. Okay. Wow. Rămâneți pe cod și vă rămâneți și un cub cu codul QR. Deci văd un lanț de ADN în momentul ăsta și acum încep să văd o... Ia uite ce interesant. Cred că se poate pune și imaginea. Da, dacă regia poate să dea o imagine. Asta vedeți dumneavoastră în acest moment. Da. Foarte interesant. Realmente. Adică țin o inimă în mână. Da, este o altă experiență de învățare. Elevii de la Ciugud în felul acesta învață. Ei sunt acolo la o școală care are toate aceste dotări pe care le prezint astăzi. Deci, efectiv, țin o inimă umană în mână. Bun, senzația nu este de a palpa, nu simt nimic, dar ceea ce văd în momentul ăsta este extrem de interesant. Dacă regia mai poate să dea o dată imaginea. Nu știu ce e pe televizor în momentul ăsta, pentru că eu văd... Sunt imagine pe care le vedeți dumneavoastră exact cu inima umană. Asta văd eu realmente. Dar o văd într-un mod impresionant. E ca și când m-aș uita la ea. Da, este realitate virtuală. Formidabil. În momentul în care folosim tehnologia în activitatea de predare-învățare, lucrurile devin captivante pentru elevi. Eu am avut ocazia să discut cu câțiva elevi din Ciugud pe care i-am întâlnit în curtea școlii și mi-au declarat că iubesc modul acesta de a face extaziat ore. Eu. Am întrebat-o pe doamna director de la Ciugud cum se simt elevii la școala din Ciugud, cum este o zi pentru elevii dumnealor și mi-a mărturisit un lucru care pe mine m-a impresionat. Elevii noștri vin la școală cu bucurie. Ei, ca să ajungem și la DEVA, să putem spune că elevii vin la școală cu bucurie, pe lângă reabilitarea clădirilor, încă o dată subliniez, e foarte bine că se întâmplă lucrurile acestea, mai trebuie să venim și cu această componentă, cu investiția în material didactic. Propunerea, sau ce doresc eu, este trecerea la școala smart, digitalizarea școlii. Suntem într-un moment în care pandemia a venit peste noi și nici o țară nu a fost pregătită pentru pandemie. Totuși, unele țări au gestionat mai bine învățarea în această perioadă pentru că ei deja erau digitalizați, erau tehnologizați. Vă spun doar că la Ciugud nu s-au făcut ore, mărturisea doamna director de acolo, timp de 2 zile. Pentru că fiecare sală de clasă de la ei are câte 2 camere video, au display, au tablă inteligentă și au toată tehnologia asta digitală la îndemână și orele s-au ținut normal din sala de clasă, doar că elevii nu au fost prezenți fizic în clasă, ci ei în spatele unui device de acasă au făcut ore în mod normal. Eu vor asta în condițiile în care aveau tablete copiii și... Au laptop, în dotarea școlii. Fiecare elev are un device propriu. Ei, de exemplu, nu cară cu ei ghiozdanul. Ei merg la școală fără ghiozdan, cărțile stau acasă și ei folosesc manuale digitale. Da, interesant. Și temele, cum le fac? Temele le fac acasă pe caiete. Pe caiete? Da, pe caiete. A. Pe caiete sau sunt și proiecte în format electronic. Uh-huh. Foarte interesant. Bun, dar ceea ce mi-ați arătat dumneavoastră. Asta e un cub de hârtie. Este un laborator de realitate virtuală. Un care cod este... QR pe el, nu? Da, este o componentă a unei școli smart. Bun, dar costă? Cât costă? Să știți că nu foarte mult. De exemplu, un pachet de 8 căști este 18.000 de lei. 18.000 de lei? Da. Pentru o școală sunt suficiente 3... asemenea laboratoare ca să aibă toți elevii dintr-o clasă.
Deci, o școală cu câți copii, domnul Ilieș? Laboratorul poate fi folosit de către toată școala, pentru că nu folosim doar laboratorul virtual. Ora asta îl folosește un cadru didactic. Da, o clasă, ora limba viitoare. Și literatura română nu o să folosească... Se poate folosi. Chiar discutam cu profesori care au folosit și îmi spuneau, de exemplu, la limba și literatura română. Studiem o poezie despre război. Da. Lecturăm poezia și pe urmă preț de 5 minute folosim realitatea virtuală și copilul este transpus cu ajutorul acestei tehnologii, știu, într-un șanț de apărare în timpul războiului. După care reluăm poezia. Automat, datorită emoțiilor pe care copilul le-a trăit cu ajutorul acestei experiențe virtuale, automat viziunea asupra poeziei este deja alta. Da, e și asta un punct de vedere. Da, ar ajunge 3 astfel de la 8 ori 3, 24 de căști virtuale pentru școală, cam cu câți elevi? Păi, laboratorul general, acesta nu înlocuiește lecția. Da, acum, în DEVA, rețeaua școlară este interesantă din punct de vedere al clădirilor, în sensul că o unitate școlară poate să aibă mai multe clădiri la o distanță corect, unele de altele. E, nu cred că este soluția cea mai bună să alergăm cu laboratorul de la o clădire la alta. Probabil că un laborator per clădire este suficient. În care să meargă copiii la acel moment. Profesorul poate să ia laboratorul. Am văzut pe net. Și ce mă arăți cu fără? Dacă un astfel de laborator cu 8 căști, ziceți dumneavoastră, e 18.000 de lei, 180 de milioane vechi, nu? Da. Ce mare scofală pentru școală să îl achiziționeze? Școala din Ciugud are acest laborator. Păi în România mai sunt... din Deva l-are? În Deva... Sau școlile din Deva? În Deva îl vor avea dacă părinții doresc acest lucru. În România mai au școlile private, dar multe școli din Uniunea Europeană se dotează în această perioadă. Este tehnologie de ultimă generație, acesta este un concept inovativ. Practic este tehnologie 2019, căștile astea pe care le-am adus astăzi. Bun, astea sunt proprietatea noastră, mă gândesc, nu? Nu sunt proprietatea mea, astea sunt proprietatea unui ONG. Ok, și căștile astea despre care spuneți noastră, părinții din Deva, asociațiile astea de părinți, știu de ele? Eu o să le prezint și în centrul Devei. Directorii de școli știu de ele. Începând cu data de astăzi, în centrul Devei, la Cal, de la ora 5, le voi prezenta și chiar invit părinții să vină să tasteze laboratorul virtual dintr-o școală smart. Păi nu, ideea e, directorii de școli știau de aceste lucruri. Dacă cel de la Ciuguda știu de ele și le-a și achiziționat, ai noștri directorași, că unii dintre ei sunt directorași. Eu cred că directorii de școli sunt foarte la curent cu tehnologia modernă și cu materialul didactic. Dar, încă o dată, finanțarea vine de la administrația locală. Domnul Ilieș, 18.000 de lei sunt bani de snacks-uri pentru o primărie. Tocmai de aceea că eu cred că acesta este un proiect foarte viabil și că școlile din Deva pot avea. Și gândiți-vă ce frumoasă ar fi școala. Școala deja renovată sau care este în curs de renovare pe proiecte care sunt în derulare, care să vină în completare și cu aceste materiale didactice. Imaginați-vă o clasă smart care are tablă inteligentă, care are un display interactiv, care are un laborator virtual și care are tot materialul didactic necesar pentru o experiență de învățare captivantă, plăcută, interactivă cu elevii. Am înțeles. Stimați spectatori, îl avem ca invitat pe domnul Gabriel Ilieș, membru SR și în același timp candidat pentru funcția de primar al municipiului Deva. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi!